Sosiți la destinație, uite, la sita Buzăului, cu tancul acesta Ferrari. Odată sosiți la destinație, descărcăm, facem câteva probe, vedem o scurtă prezentare, așa cum o știm noi. Aici unii ne veți spune că scoate fum. Scoate fum, că e normal, e motor diesel. Hai să vedem. Dăm un picuț aici. Asta e Barosan, mare, mare. Ia uite-l. Facem o manevră aici la panta asta. Aici e foarte abruptă, nici virajul, după cum se vede, nu pot să-l fac. Dau cu botul jos. Da, unii spune că face cu tractorul. Faci cu tractorul în unele situații, dar nu în toate. Dacă ai fi aici pe pantă, aș vedea și ai vedea și tu diferența. Unele penți, abia urci cu ăsta 4x4, pe reductoare. Nu vorbim de tractor și alte lucruri. Da, și tractorul își are locul lui, moto agricola locul ei. Fiecare cu destinația sa. Așa că avem și tractoare și, într-adevăr, fiecare utilaj cu destinația lui. Bineînțeles, tractoarele sunt pentru anumite lucrări. Uite, asta e pentru alte lucrări. S-ar putea ca unii din gospodari să nu aibă nevoie de tractor. Are nevoie de o moto agricola, are nevoie de un motocultor cu remorcă, cu volan, să își transporte cele necesare pe lângă casă. Uite aici, de exemplu, ce pantă, da? Se poate vedea. Inclinația este aproape cum ai urca pe casă. Wow! Hop! Hai să vedem ce... El cam asta e basculat. Asta este Ferrari. Nu, el ridică mai sus, dar nu-i dau acum, nu-l forțăm, că numai ce am ajuns. Aici ai a doua pe mașaler. Ai toate trei treptele și pe mașaler. Dă-i să meargă în spate. Ați văzut aici ce deal. Și pe casă în sus te urci mai ușor. Asta oricum este un utilaj enorm. Asta este special pentru fanii noștri din comentarii care spune să-l vedem la deal. Ce ziceți dumneavoastră? Asta cum se va descurca la pantă? A? Mult mai bine ca ăla. Caii sunt, da. Caii, căluții, a? Dar și bănuții. Da, fiecare lucru și bugetul lui. Ăsta un buget undeva 6.000, 7.000, chiar și 8.000, depinde de starea lui. Uite aici ce dealuri avem. Da? Aici sunt dealuri. Dacă tot ai zis că nu vă să dai pensiile. Aici acum vom face o demonstrație, ia fiți atenți. Luăm în seamă, da, comentariile fum, că la ce blană și forjă îi dau, ia uite, uite. Aici pamta abruptă, aici viteză, sprint, ai, toate. Asemenea utilaj, ne întreabă unii să spune și prin comentarii, an de fabricație, unele din 89, unele din 92, 95, 96, chiar, depinde de model. E pe mare, îți dai seama.
Bine să facă tabata 100% la toate. Și mai ales dacă îl mai scap, te mai grăbești odată, dar am voi nu să mergeți cum am. Eu, cu ăsta e o plăcere. Și din ăsta apuci unul la două luni, la trei luni. M-am săturat să filmez de alea, tucă, 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 tucă. Deci oricum am zis, dacă aș... Cam asta e jucărirea. Ferrari, da? Trei pistoane. Aici-i noroi asta la noi. Priză, roțile mari și balon pe spate. Ăsta este un tank. Un tank adevărat.